rugat fețe, dragi ascultători, Paștele Domnului, pentru care binecuvântat să fie numele Celui înviat și viu în vecii vecilor. Amin. Această sărbătoare e supranumită și Regina Sărbătorilor Creștine, din pricina faptului că în sărbătoarea Învierii comemorăm, de altfel, în fiecare duminică sărbătorim același lucru, comemorăm cel mai mare eveniment întâmplat și posibil pentru totdeauna pe pământul acesta. Niciun altul nu s-a ridicat la această înălțime și niciodată nu se va ridica la această înălțime. Și aș dori din toată inima ca sărbătoarea aceasta și faptul Învierii Domnului Iisus să capete și în inimile noastre a tuturor celor prezenți aici valoarea care îi se cuvine. Din nefericire, prea mulți astăzi fac și din aceste sărbători alese un prilej de a mânca și a bea și după aceea intră în cotidianul fiecarei zile mai departe. Muncă, strădanie, suferințe, bucurii de o clipă și necazuri îndelungate. Dar, dragii mei, frați și surori, observați că învierea Domnului nostru Iisus Hristos a fost și rămâne evenimentul menit să determine în modul cel mai hotărător ființele umane de pe pământul acesta. Și sigur că aș dori să ne ridicăm fiecare în inimă întrebarea aceasta. Pe mine, la ce m-a determinat și la ce mă determină învierea Domnului Iisus Hristos? Dacă pe cineva nu determină la nimic învierea Domnului, decât, așa cum am spus, la o sărbătoare tradițională de o zi, două, trei, atunci acela nu se deosebește cu nimic de cei care sunt doar creștini cu numele și n-au avut parte cu adevărat de învierea Domnului. Aș dori să observăm în această dimineață din Cuvântul Domnului cele mai de seamă determinări ale învierii Domnului Iisus Hristos. Și acestea sunt foarte, foarte evidente în Cuvântul Domnului, cât și, așa cum vom vedea, în viața de toate zilele a celor credincioși. Prima determinare a învierii Domnului Iisus Hristos este determinarea la convingere. Așa am citit din Cuvântul lui Dumnezeu că în dimineața învierii Domnului Iisus Hristos, de îndată ce s-a auzit vestea că trupul lui nu mai era în mormânt, primul lucru care i-a preocupat, aș spune pe toți cei care erau implicați în eveniment, a fost: oare a înviat? Suntem convinși de lucrul acesta? Și vă rog să observați că femeile care au fost dise dimineață la mormânt cu gândul să-i mai ungă încă o dată trupul mort cu mirodeniile care simbolizau nădejdea învierii, văzând că s-a întâmplat cu tremurul de pământ, piatra a fost dată la o parte de la gura mormântului, se întrebau oare ce s-a întâmplat și au fugit repede să spună ucenicilor. Apoi spune Scriptura că doi dintre ucenici, Petru și Ioan, au fugit repede la mormânt. Și mai îndrăzneț, Petru a intrat în mormânt și a pipăit giulgiul. Era un fenomen curios acolo, că giulgiul în care a fost îmbălsămat, așezat trupul Domnului Iisus Hristos, rămăsese intact. La fel, ștergarul cu care i-a fost înfășurat capul, după tradiția îngropării la evrei pe vremea aceea, era tot așa, de o parte unde i-a stat capul, neatins. Și lucrul acesta i-a pus pe ucenici, pe cei doi, pe Petru și Ioan, în fața unor întrebări foarte, foarte mari. Oare ce s-a întâmplat? N-a fost vorba să fi furat cineva trupul Domnului Iisus, pentru că nu se putea să scoți
din acel sarcofag, deși simplu al îngropării, un trup fără ca să desfaci fâșiile de pânză sau ștergarul care a fost deasupra capului Domnului Iisus. Ba mai mult, dacă l-ar fi furat, l-ar fi furat în întregime cu tot ce era și l-ar fi îngropat în altă parte. Oare ce s-a întâmplat? Și-au pus ei întrebarea, oare să fi înviat Domnul? Apoi, tot acolo spune Scriptura în Evanghelia după Ioan că Maria, deși cei doi ucenici au plecat, a rămas lângă mormânt. Așa cum am cântat, Maria stă și plânge. Ar vrea să știe ce-i, ce s-a întâmplat. Și chiar atunci când a venit Domnul la ea, ea a avut impresia că este grădinarul și întrebându-o de ce plângi, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Apoi, femeile celelalte, spune cuvântul Domnului, pe când alergau de la mormânt, le-a întâmpinat Domnul Iisus Hristos și când l-au văzut ele, au alergat la picioarele Domnului Iisus, au proștenut înaintea Lui să-i cuprindă picioarele, întrebându-se, oare ce s-a întâmplat? Este viu cel care fusese înmormântat în urmă cu două zile? Observați determinarea pentru a fi convinși. La convingere se vede de dimineață în toate cele întâmplate. Și vreau să vă spun, frați și surori, este foarte importantă această convingere. Apostolul Pavel precizează în epistola către evrei niște adevăruri cutremurătoare. Dacă, în epistola către Corinteni, dacă n-a înviat Hristos, atunci credința voastră este zădarnică. Propovăduirea noastră este zădarnică și voi sunteți încă în păcatele voastre, spunea apostolul credincioșilor din Corint. Și sigur ca să fie mângâiat le-a scris, dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Frații și surori, dragi ascultători, învierea Domnului Iisus Hristos sau a fost într-adevăr cel mai mare eveniment epocal din întreaga istorie a omenirii de pe pământul acesta sau este cea mai mare înșelăciune? Înșelăciunea generațiilor după generații de-a lungul viaturilor și, sigur, cei care cred în aceasta sunt total înșelați. Trebuie să ne convingem neapărat. Întrebarea este, sunt oare mijloace să ne putem convinge? Da, sunt, fraților, mijloace. Aduceți-vă aminte că era mormântul închis cu o piatră mare, așa cum era obiceiul la evrei pe vremea aceea. O peșteră în fața căreia a fost răsunată o piatră și mai mult piatra asta purta însemnele autorității evreilor, a Sinedriului și însemnele autorității romane. Totodată străjerea a fost puși la mormântul Domnului Iisus, dar nu cumva cineva să insinueze că ar fi fost, deși furat, ar fi fost înviat din morți. Și frații și surori, când a fost dată piatra la o parte, s-a cutremurat pământul. Au sărit sigilele, s-au spulberat. Apoi, în mormânt au apărut, spune Evanghelia, doi îngeri, sori cerești, care au întâmpinat pe femei și le-au spus, de ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici. A înviat. Convingeți-vă, iată locul unde zăcea Domnul pe când era mort. Și sigur că în continuare sunt și alte și alte dovezi cutremurătoare, martori oculari. 10 arătări ale Domnului Iisus Hristos după înviere sunt prezentate în Scriptură. Și 5 dintre acestea s-au întâmplat în ziua primă a învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Celelalte de-a lungul celor 40 de zile. Precizează Apostolul Pavel că s-a arătat și la 500 de martori deodată. Și frații și surori, mărturiile lor au fost așezate în scris.
prin inspirație divină în revelația Cuvântului lui Dumnezeu. Cu siguranță pentru aceasta trebuie ca cineva să creadă. N-ai să poți să fii convins de învierea Domnului dacă nu crezi. Așa cum spunea odată cineva despre credința în Dumnezeu, pentru cel care vrea să creadă, am 1000 de argumente. Pentru care nu vrea să creadă, n-am niciun argument. Dar, într-adevăr, sunt mulți care refuză să creadă, frați și surori, și se limitează doar la pomenirea evenimentului capileș de sărbătorire și de tradiție. Însă, aș dori să observăm că pe lângă aceste mărturii amintite până acum, care ar avea venirea să ne convingă de adevărul învierii Domnului, dar care pot fi discutabile de noi la distanța de peste 2000 de ani de atunci. Că noi nu am fost prezenți acolo, noi nu ne-am întâlnit cu niciunul dintre martorii oculari, noi n-am simțit cutremurul de pământ și așa mai departe, există totuși până astăzi o mărturie palpabilă. Și această mărturie palpabilă, dragii mei, este împlinirea cuvântului pe care Domnul Iisus Hristos l-a spus ucenicilor săi pe când era cu ei și este scris în Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 5. Ascultați ce le-a spus Domnul Iisus Hristos într-o împrejurare. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată. Ce a trecut? Din moarte la viață. Iar versetul 25. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor învia. Nu este vorba aici, în versetul acesta, despre învierea din morminte. Este vorba despre învierea din păcate a celor care au crezut și cred în Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul și Domnul vieților. Ei sunt aceia care au primit aceea viață nouă care începe aici pe pământ și nu se mai sfârșește niciodată. Viața de părtășie cu Dumnezeu, relația binecuvântată cu Părintele Ceresc în meritele Domnului nostru Iisus Hristos și la această viață au fost aduși în ziua Învierii ucenicii Domnului. După aceea, în ziua Cincizecimii, 3000 de alți oameni, ascultând Evanghelia și primind Cuvântul, au fost înviați din moartea păcatului și aduși la viața cea nouă. Apoi, în continuare, un hulitor de Dumnezeu, un prigonitor de Hristos, Saul, din tatăl Ciliciei, a fost și el înviat la o viață nouă, când mergea în drumul rătăcirii lui pe drumul Damascului și s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, cel înviat din morți. Toți aceștia sunt dovada palpabilă, pentru că din rândul acestora suntem și noi mântuiți de astăzi. Glorie lui Dumnezeu! Și tu, frate și soră, care ai crezut și îl mărturisești pe Domnul Iisus, ca și Domnul și Mântuitorul tău, ești dovada cea mai palpabilă în fața tuturora. Și doresc din inimă ca Domnul să ne facă o asemenea mărturie. Pentru că, frați și surori, așa cum spunea odată un soldat credincios, un evreu, la cererea comandantului său, tinere, care-i dovada cea mai puternică? Să-mi spui în două cuvinte. Care-i dovada cea mai puternică a Dumnezeului, a existenței Dumnezeului pe care voi evreii îl proclamați și credeți în el. Și soldatul a răspuns poporului Israel, Domnule, tot așa vreau să spun, frații surori, că dovada palpabilă este fiecare mântuit în parte. Domnul să fie binecuvântat. Și dacă cineva este aici mântuit și a crezut în Domnul Iisus și a înviat la o viață nouă, este și rămâne o mărturie pentru toți cei care nu-L cunosc pe Domnul. Apoi, vă rog să observați o altă determinare, deci determinarea la convingere.
Și aș dori ca prin trăirea noastră și alții să fie convinși că Domnul Iisus este viu. O altă determinare este determinarea strângerii la oaltă a adevăraților credincioși. Dacă cercetăm cele patru Evanghelii, observăm că încă de dimineața zilei Învierii, strădania celui înviat din morți a fost să adune la oaltă pe ucenicii săi. Vă rog să observați că pe unii dintre ei i-a strâns din risipirea de care au avut parte în fața cutremurătorului eveniment al răstignirii Domnului Iisus, căci tot ucenicii l-au părăsit și au fugit, spune Scriptura. Apoi, pe alții i-a căutat în înstrăinarea lor, chiar de către ceilalți. Doi ucenici se duceau la Emaus în ziua aceea, spune cuvântul Domnului, și Domnul Iisus Hristos s-a dus după ei și i-a strâns și pe ei de acolo. Apoi, vă rog să observați pe Petru, care s-a lepădat de dimineață, Domnul îl caută și li s-a spus femeilor, mergeți și spuneți ucenicilor lui că a înviat. Și spuneți și lui Petru. Și într-adevăr, Petru s-a întâlnit cu Domnul Iisus în aceea dimineață a învierii. Iar peste o săptămână Dumnezeu îl strânge în mijlocul credincioșilor săi și pe Toma, necredinciosul. Și așa cum am amintit, peste ceva vreme, destul de scurtă de atunci, îl ia și pe prigonitorul Pavel și îl strânge în grupul celor credincioși. Iată la ce determină învierea Domnului Iisus. Nu-i vorba aici numai de adunarea împreună, la o adunare, la o întâlnire a celor credincioși. Aici este vorba de ceva mult mai profund, mult mai adânc. Și anume, frați și surori, e vorba despre aducerea în trupul înviat al lui Hristos, a bisericii. S-a născut odată cu învierea Domnului Iisus Hristos, biserica sa nou-testamentală. Și așa cum s-a mai spus cu alte ocazii, așa cum din coasta lui Adam, pe care i-a scos-o Dumnezeu în timp ce dormea, și când s-a trezit, i-a prezentat soția, mireasa lui, tot așa, dragii mei, Domnul Dumnezeu cel atotputernic, din coasta Domnului Iisus Hristos, trecusă de sulița romană, a făcut să se nască biserica mireasa Domnului Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui, că face parte din această biserică, frați și surori. Și să știți, toți acei care cred în învierea Domnului Iisus, sunt determinați să vină și să fie plantați în biserică. Să vină, să fie alături unii de alții. Și cu siguranță, dacă mai rămâne cineva înstrăinat de biserica Domnului Iisus, acela nu este creștin. Dar poate fi oricare. Nu-l costă pe nimeni nimic. Mântuirea este în dar și este prin harul Domnului nostru Iisus Hristos. Dar este o precizare a felului în care cineva devine mântuit. Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura, cum ai făcut-o la botez, prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, spune cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Așa că, frați și surori, dragi ascultători, putem și noi să spunem, am fost determinați prin învierea Domnului Iisus Hristos să venim să fim mădulare în trupul Lui cel viu. Binecuvântat să fie numele. În trupul Lui, care este biserica Lui răscumpărată. Și El ar vrea să nu se piardă nici unul din această biserică, ci tot să poată fi partea Lui pentru veci de veci, în glorie, în slavă. Apoi o altă determinare a învierii Domnului Iisus Hristos este determinarea la pace și bucurie. La bucurie și la închinare. Și aceasta o determinare extraordinară. Vă rog să observați că odată ce
a murit Domnul Iisus Hristos pe cruce și când norul acestei încercări s-a aștenut peste inimile credincioșilor, ei s-au risipit, așa cum am citit în cuvântul Domnului și cum am observat în zilele care au trecut în